Bună seara, tocmai s-a terminat primul meci al serii. L-am alături de mine pe Marius de la Răcari. Bună, Marius! Bună seara! Cum a fost meciul în seara asta? A fost un meci ok, condiții bune, a fost totul frumos. Un meci bun și cam atât. Poți descrie prima repriză? Prima repriză, am fost puțin timorați, speriați probabil de evoluția adversarului, în rest a fost ok. Ne-am mișcat bine pe teren și cam asta a fost. Cea de-a doua? Cea de-a doua s-a încheiat cu victorie pentru noi, am pus presiune pe adversar și am câștigat meciul. Care a fost omul meciului în seara asta? Omul meciului n-a fost niciun, a fost toată echipa bună și ne-am mișcat bine pe teren. Asta contează. V-a mobilizat înfrângerea de ieri seară? Sigur că da, sigur că da. Ne-am mobilizat foarte mult, ne-am pus pe gânduri, am realizat jocuri pe care ne le-am dorit și asta a fost cam tot. Crezi că veți reuși să vă mențineți pentru etapa viitoare victoria? Sigur că da. Mergem la victorie, vom câștiga și meciul următor și mai vedem. Unde vă vedeți la sfârșitul campionatului? Două fiind, de preferat între primele locuri. Ca acolo ne-am dorit să fim, să promovăm și cam atât. Felicitări, multă baftă pe mai departe. Mulțumesc. La revedere. Vă mulțumim că ne urmăriți și vă invit să faceți în continuare din like paginii noastre Liga Prieteniei sau accesând site-ul nostru www.ligaprieteniei.com. De asemenea, mulțumesc sponsorilor noștri de la Homa Sport Shop și Cipita. O seară frumoasă!